Bună ziua, stimați prieteni, vă invit la cea de-a 65-a ediție a analizelor economice, un proiect comun în Izviitorul, privesc eu și pe pagina mea, iuniță.md, puteți urmări atât această emisiune, cât și emisiunile de, data, de alte dăți. Astăzi vreau să discutăm un subiect care pentru prima dată îl abordăm, este un subiect foarte complicat, foarte greu, de aceea astăzi doar vom face o introducere în temă, vom reveni la acest subiect pe mai multe aspecte și anume despre întreprinderile de stat, cele mai mari probleme pe care le avem legate de întreprinderile, îmi cer scuze, nu de stat, întreprinderile de proprietate publică, care sunt provocările de bază și trei lucruri extrem de necesare care trebuie de îndeplinit cât mai urgent posibil ca să ameliorăm situația gravă din acest sector. Aici vreau să reamintesc, dacă vă aduceți aminte, atunci când am avut niște condiționalități din partea Uniunii Europene, una din problemele care era gestionarea frauduloasă sau gestionarea proastă a întreprinderilor de proprietate publică. Da, războiul din Ucraina a dat cumva pe locul de această problemă, dar ea nu a dispărut. La noi, din fericire, întreprinderile proprietate publică, cum erau gestionate prost, continuă de a fi gestionate prost pe parcursul tuturor celor 30 de ani de zile, din acest motiv, cred că acest subiect merită toată atenția noastră și haideți să parcurgem să vedem ce avem noi la ziua de astăzi, care este situația și încă o dată repet. Astăzi doar este o introducere în temă, problema este cu mult mai dimensionată, mai multidimensională. Eu astăzi doar voi vorbi despre câte întreprinderi avem, care e valoarea lor, cum ele sunt repartizate pe nivele de administrare, câte venituri, câte pierderi ne provoacă ele anual. Noi vom vorbi despre cei peste 100.000 de oameni care lucrează în aceste întreprinderi, noi vom vorbi despre multe alte lucruri, cum ar fi cifra de afaceri, vânzările, salariile care, din nefericire, sunt cu mult mai mici decât mie de pe național. Despre toate acestea vom vorbi într-o altă ediție, dar astăzi haideți să trecem încet, încet ce avem noi la ziua de astăzi. În Republica Moldova, în prezent, avem înregistrate 877 de întreprinderi care, într-o formă sau alta, sunt proprietate publică. Când spun de proprietate publică, am în vedere că unele întreprinderi sunt proprietate administrație publică locală, unele sunt proprietate administrație publică centrale. Dacă vă uitați atent, noi avem 618 întreprinderi municipale, 178 de întreprinderi de stat și avem 81 de societăți pe acțiuni unde statul are cotă. De la 10%, 25%, cum ar fi, spre exemplu, în Moldova, Gaz, noi avem doar 34%, deci unde statul are măcar cât de cât o cotă din capitalul social, avem 81 de întreprinderi. Ele au scăzut numărul lor din 2015 cu 192 de entități. O parte din ele au fost privatizate, o parte au fost falimentate, unele foarte puține au fost transformate, cum ar fi întreprinderi de stat registru, l-am transformat în serviciu. Dar după cum am spus astăzi, nu vreau să intru în detalii din ce cauză au dispărut întreprinderile, cum s-a întâmplat acest lucru. Vom mai vorbi de mai multe ori la acest subiect, voi reveni cel puțin o dată la 3 luni, dar acum aș vrea să văd care este valoarea patrimoniului care îl avem noi, cum îl gestionăm și ce avem noi la aceasta. La ziua de astăzi, valoarea tuturor activelor sau valoarea patrimoniului care constituie întreprinderile publice este la nivel de 35 de miliarde lei. Vă rog să țineți minte această cifră. 35 de miliarde lei sunt întreprinderea, proprietatea noastră tuturor. Deci noi, eu, tu, fiecare de noi suntem acționari la aceste întreprinderi, numai că noi am încredințat statul să-mi gestioneze proprietatea. Apropo, ținând cont că în Republica Moldova sunt 3,5 milioane de locuitori, 2,6 în țară, 900.000 de hotare, toți cetățenii Republicii Moldova, de la primul bebeluș care s-a născut astăzi, până la cel care încă este în viață un bătrânel, la toți le revine câte 10.000 de lei proprietatea statului. Nu știu dacă sunt vreodată un beneficiu de pe urma faptului că fiecare din voi dețineți 10.000 de lei sub formă de proprietatea statului. Dacă ne uităm atent, întreprinderile care sunt proprietatea statului au 27,2 miliarde lei, întreprinderile locale 7,7 miliarde lei. Ne uităm atent pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, valoarea acestei întreprinderi practic nu s-a schimbat. Deci capitalul acesta nu s-a schimbat și aceasta nu este bine, asta este extrem de rău și acum am să explic. Vă dați seama cât costă leu în 2022 și cât costa leu 10 ani în urmă. Din acest motiv, pentru a înțelege dacă noi capitalul nostru îl păstrăm sau are loc de capitalizare, dacă noi pierdem din avuția noastră, vă imaginați că noi toți, eu și dumneavoastră, suntem proprietari unei întreprinderi,
Și această întreprindere în timp ea devine mai valoroasă sau din contră se depreciază? Știți, ca o casă care nu ai grijă de dânsa, au plecat oamenii peste hotare și dărâm în timp. Din acest motiv, un indicator care este extrem important, activele întreprinderilor raportate la produsul intern brut. Și aici suntem într-o jale totală. Dacă în 2010 activele la întreprinderilor noastre era 35% din produs intern brut, asta m-a ajuns la 13%. Altfel spus, capitalizarea noastră sau bogăția noastră raportată la produs intern brut, în doar 12 ani s-a depreciat de 2,5 ori. Dar asta încă nu e tot. Un aspect despre care astăzi nu voi vorbi este datoriile întreprinderilor de stat. Datorii întreprinderilor publice. În ce scuză când voi folosi noțiunea întreprinderi de stat, deoarece noi avem întreprinderi publici care se împart în întreprinderi de stat, societăți pe acțiuni și întreprinderi municipale. Toate împreună formează întreprinderile care sunt gestionate de către autorități în numele noastre. Ele sunt proprietatea mea, ele sunt proprietatea ta și statul le gestionează. Cât de bine le gestionează, deja am văzut. Ele s-au depreciat, raportat la PIB, de aproape 3 ori. 2. Sunt pline de datorii. Din nefericire, datele privind datoriile sunt o problemă și aceasta voi spune ceva mai târziu. Ministerul Finanțelor abordează doar un aspect al acestor datorii și ne dă 1,3 miliarde lei. În realitate, datoriile întreprinderilor, toate datoriile, se cifrează. Ultima dată am avut o cifră de 14 miliarde lei, acum cred că suntem în zona 14-20 miliarde lei. Altfel spus, aceste întreprinderi au niște datorii care de multe ori la unele întreprinderi datoria depășește activele lor. Altfel spus, ele nici nu mai sunt a noastre. Dar haideți să mergem mai departe. Dividendele care le obținem noi în bugetul de stat la aceste întreprinderi, și aici vreau să vă aduceți aminte cifra de 35 de miliarde lei. De ce vreau să vă aduceți cifra de 35 de miliarde lei? Din simplu motiv că noi spunem în felul următor. Statul spune că profitul acceptabil sau necesar pentru că, sau profitul țintit, profitul optim pentru întreprinderi trebuie să fie de la 10% în sus. Asta înseamnă că dacă noi avem active de 35 de miliarde de lei, aceste întreprinderi anual trebuie să ne aduc cel puțin 3 miliarde și jumătate de lei profit și nu pierde acum și să vedem ce se întâmplă. În realitate asta nu e așa. Ținând cont că legislația spune că mai puțin de jumătate din profit trebuie să meargă în bugetul de stat, asta înseamnă că anual bugetul de stat trebuie să primească cel puțin 1,7 miliarde de lei. Fiți atenți, profitul țintit este la 10% în 100, trebuie să fie și 12-15%. Evident, la noi marea majoritate a întreprinderilor nici nu visează la așa ceva și acum vom explica din ce cauză. În realitate, noi uitați-vă, ani de zile am avut sub formă dividende, am avut sume, să zicem așa, rușunoasă de 130-200 milioane de lei. În acest an vom avea, cred că vreo 500-540 milioane de lei. Vă rog să țineți minte această cifră. În primul rând este mult mai mic decât trebuie să fie și să vedeți că această cifră, din păcate, este una care nici nu atâta bucur cât întristează. Acum și vom vorbi despre acest lucru. Mai este un lucru despre care nimeni n-a vorbit. Niciodată. Chiar aș dori, apropo, în anul 2006 am primit premiul de la, cred că pot spune, ziarul de gardă, mi-a dat că am calculat cât se fură în fiecare minută în Republica Moldova, doar la gestionarea frauduloasă a proprietăților publice. Atunci am luat un singur oraș din Republica Moldova și am stabilit că, de fapt, proprietățile publice îți dădeau închirii cu 2 lei metru pătrat. În cadrul întreprinderilor de stat, în cadrul întreprinderilor municipale, societăților pe acțiuni, unde statul are cotă și am luat doar cota statului, eu aici am vorbit doar despre întreprinderi de stat, acele municipale nici nu le-am luat, eu doar întreprinderi de stat, anual întreprinderi de stat, deoarece nu utilizează oficiile care le-au, nu utilizează clădirile care le-au, anual dau în chirie 200.000 de metri pătrați de oficii, clădiri industriale, cine știe la ce preț le dau. Imaginați-vă că frauda este de 5 sau 10 lei lunară pentru fiecare metru pătrat, ceea ce în principiu este destul de realist. Faceți și dumneavoastră singurul calcul despre câte sute de milioane de lei anual vorbim, bani care nimeni nu știe cum sunt gestionați. Dar după cum am spus, faptul că noi de la aceste întreprinderi obținem anumite dividende, faptul că ar trebui să avem cel puțin 3 miliarde jumătate de lei profit, dar noi nu avem, se explică pentru un lucru simplu. Am luat toate întreprinderile de stat. Am luat toate societățile pe acțiuni și am luat doar cota statului în aceste societăți pe acțiuni și am luat toate întreprinderile municipale. Și le-am împărțit în felul următor. Întreprinderile care aduc profit, întreprinderile care aduc pierderi și care este profitul final obținut de noi. Ultimele date sunt pentru anul 2021, care nu diferă nici cu 2022, nici cu 2020. Haideți să ne uităm, în primul rând, cel mai bun este situația la societățile pe acțiuni, că acolo, în afară de stat, mai sunt și capitalul privat.
Dacă ne uităm foarte atent, primele 5 întreprinderi ne aduc nouă un profit de 449 de milioane de lei. Restul 15 societăți pe acțiuni care tot au profit, 45 de milioane de lei. De fapt, totul stă pe 5 întreprinderi. La polul opus află 5 întreprinderi sau 5 societăți pe acțiuni care aduc cel mai mari pierderi, 200 de milioane de lei, alte 20 de societăți de acțiuni ne aduc pierderi de 60 de milioane de lei. În total, statul de la societățile pe acțiuni, profitul în anul 2021 a fost de 234 de milioane de lei. Deci tot ce au adus cele mai mari societăți pe acțiuni a fost mâncat de cele mai proaste societăți pe acțiuni. La întreprinderi de stat, aici situația este și mai dramatică. Primele 5 întreprinderi au adus 162 de milioane de lei profit. Cele mai proaste 5 întreprinderi au adus 172 de milioane pierderi. Altfel spus, cele mai proaste 5 întreprinderi de stat generează mai multe pierderi decât cele mai bune 5 întreprinderi. Alte 68 de întreprinderi au adus 83 de milioane de lei profit. Și încă 34 de întreprinderi au adus 35 de milioane de lei pierderi. Dacă vedeți la întreprinderi de stat, mai cânește, mai avem ceva profit. Pierd total, din suma totală de cât ar fi trebuit să fie de 240 de milioane de lei profit, dar suma trebuia să fie cu mult mai mare, noi de fapt avem doar 38 de milioane, restul au fost banii mâncați de cei care sunt în pierderi. Mai departe, la întreprinderi municipale, aici e situația și mai dramatică. Primele 5 întreprinderi au adus 40 de milioane de lei, 41, haideți să rătângem, de milioane de lei profit. Următoarele 193 de întreprinderi au adus 24 de milioane, practic nu aduc nimic. 5 cele mai prost gestionate întreprinderi au adus 41 de milioane de lei pierderi. Cu primele 5, deci primele ce aduc 5 cele mai bune, fix atâta îți aduc ultimele 5 cele mai proaste. Și 236 de întreprinderi, sau marea majoritatea lor, ne-au mai dus în pierdere 57 de milioane de lei. Pierd total toate autorități publici locale din nivelul 1 și 2 în Republica Moldova, dacă le-am adunat toate împreună, profitul care l-au adus toate întreprinderi a fost mai mic decât pierderile care l-au adus alte întreprinderi și total avem 33 de milioane de lei pierderi. În total, pe tot sistemul nostru de administrare, primele 15 companii din Republica Moldova, 5 societăți pe acțiuni, 5 întreprinderi de stat, 5 întreprinderi municipale, au adus 652 de milioane de lei venit anul trecut sau profit. Următoarele 276 de companii au adus 153 de milioane de lei. În total, spărnesc 800 de milioane de lei, noi am avut profit din partea la aceste companii, dintre care 15 milioane sau marea parte de bani ține de 15 companii. La polul opus avem 290 de companii cu 153 de milioane de lei pierderi și mai avem 413 companii cu 15 companii cu 413 milioane de lei pierderi. Pierd total 240 de milioane de lei. Deci toată avuția noastră națională de 35 de miliarde de lei, câteva au adus venit, majoritatea au adus pierderi, în total venit curate 240 de milioane de lei. Fiți atenți, 240 de milioane de lei avem venitul total pe sistem și avem 500 de milioane de lei dividende. Vă aduceți aminte despre asta am vorbit. Ce înseamnă aceasta în realitate? Că statul creează o iluzie că lucrurile nu sunt proaste, câteva întreprinderi profitabile ne dau dividende, iar toate celelalte întreprinderi care sunt în pierdere, de fapt, noi acumulăm datorii. Altfel spus, dividendele care le obțin în bugetul de stat, ăștia nici nu sunt banii noștri măcar. Ăștia sunt datorii ascunse ale celorlalte întreprinderi. Deoarece, dacă ne-am uitat foarte atent, celelalte întreprinderi ne vom trezi într-o bună zi, că ele nu sunt a noastră, din simplu motiv că va trebui să le cedăm contradătoriilor. Deci dividendele pe care le obținem noi în prezent în bugetul de stat, din nefericire, este extrem de mic, dar este câteva ori mai mare decât profitul mediu obținut prin întreg sistem. Deci asta înseamnă că noi pur și simplu închidem ochii la pierderile și la datoriile care se creează din toate aceste întreprinderi. Iar acum, timpul este foarte rapid, care sunt cele mai mari probleme? 8 le-am identificat. Încă o dată, repet, este prima ediție, cred că vor fi cu mult mai multe și acolo vom vorbi. Prima, procesul actual de gestionare a patrimoniului public este unul politizat și nu este bazat pe profesionalism. Atunci când noi vorbim că venim cu schimbare, tot ce avem în vedere, nu avem în vedere că schimbăm oamenii noștri pe oamenii lor. Deci atunci când faci această schimbare, nu ai făcut nimic. Din nefericire, administrarea întreprinderilor nu este făcută de un corp profesionist, dar este politică.
Deci fiecare partid, din păcate, în toți acești ani, și am văzut-o în toți anii, atunci când vii la guvernare, pune oamenii lui și de fapt transformă, despre asta vorbesc mai târziu, întreprinde stat într-un portofel de finanțare a membrilor săi și un portofel pentru partidele politice. Este un lucru extrem de prost. Acest lucru nu trebuie să aibă loc și întreprinderi de stat nu trebuie să fie o sursă de venit în baza unor oameni clientelismului politic. Lucrul acesta, din păcate, a fost, acum voi spune care trebuie să fie soluția, este până în prezent, iar transformarea, schimbați unii oameni pe alții, nu înseamnă niciun fel de reformă, pur și simplu menținerea unui sistem fraudulos din ultimii 30 ani. Era doar capitalul public. Deci dacă noi am avut 35% din PIB, acum avem 13% din PIB. Este o tragedie prin faptul că noi de grabă toate întreprinderile noastre nu vor costa nimic. Toate întreprinderile noastre nu vor avea nicio valoare. Deci noi pur și simplu ne vom trezi peste vreo 3 ani de zile că tot ce am avut noi cândva aceste întreprinderi în prezent, loc să coste cel puțin 100 de miliarde de lei, noi prin proasta lor gestionare le aducem la cei care le valorează în prezent fix cât au valat 15 ani în urmă. Deci e un lucru extrem de trist. Noi în loc să creștem valoarea lor, noi nici nu putem menține măcar. Al treilea. Ineficiența în administrare. Marea majoritate a companiilor au un profit mai mic de 10% anual sau chiar sunt în pierdere. Deci marea majoritate a întreprinderilor noastre pur și simplu este bătaie de joc de tot ce înseamnă această întreprindere. Mai departe. Salariile la companiile de stat. Despre așa să vorbim în special. Cifra de afaceri la companiile de stat pe angajat este de 30-40% mai mică decât la întreprinderile private, tot din Moldova, sociale străine, și salariile sunt cel puțin 30-40% mai mici. Întreprinderile noastre de stat, în forma aceasta în care sunt administrate, nu sunt altceva decât o generare de sărăcii în țara noastră. Dacă vreți să vedeți unde este cuibul sărăciilor, din nefericire este la întreprinderile noastre de stat. Următorul punct. Ceea ce am mai spus anterior. Din păcate, întreprinderile de stat sunt portofelul oricărui partid care nu se află la guvernare. Oamenii deodată, zeci de oameni sau sute de oameni, mii de oameni sunt puși în consiliile de administrare, mii de oameni sunt puși în funcțiile de conducere a acestor întreprinderi și nu ne întrezi ca aceea că au venit unii, vin alții și tot ce se schimbă, pur și simplu schimbă oamenii de la un partid la alt partid. Lucru care este extrem de regretabil. Mai departe. Confuzie instituțională. Eu folosesc înainte un cuvânt și mai urât, șizofrenie instituțională, am zis, haideți să o folosesc confuzie instituțională. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă dumneavoastră veți întreba din ce cauză noi avem monopol și nu avem o piață concurențială, piața gazului, am să vă răspund din ce cauză. Că ministerul și persoana responsabilă de crearea concurenței, tot el este în Consiliul unei întreprinderi, în cazul dat o întreprindere cu capital de stat, care, de fapt, nu are nevoie de concurență. Vă aduceți aminte când în Republica Moldova zburau numai o singură companie avioane și când aveam cele mai scumpe bilete la avion din Europa? Și vă spun nici cauză. Ministerul responsabil de crearea concurenței, el și era proprietarul și administra și oamenii din minister erau în consiliu întreprinderii de stat din domeniul aviației. În rezultat, noi am avut așa o politică, pe de o parte trebuie concurența. Ca să creezi concurență. Pe de altă parte, trebuie să nu admiți concurența ca întreprinderea pe care tu o gestionezi să poată fi bine mersi monopolist. Mai departe, incasările bugetare. Aici este cel mai grav. Vă aduceți aminte, vorbeam, 10.000 de lei este proprietatea fiecărui om. În prezent, din nefericire, încasările bugetare la întreprinderi de stat, sub formă de dividende, sunt de 3-4 ori mai mici decât trebuie să fie, iar cel mai grav, sub formă de impozite de la salarii, sunt cel puțin de 2-3 ori mai mici. Noi am putea obține doar impozite mari. Dacă la noi, la întreprinderi de stat, salariul ar fi ca și în celelalte sectoare ale economiei, atunci doar impozit pe salariu, bugetul de stat ar obține cel puțin 2 miliarde lei. Deci aceste întreprinderi nu doar că sunt generatoare de sărăcie, aceste întreprinderi sunt și generatoare de lipsă de bani în bugetul de stat. Și ultima. Lipsa de transparență în tot ce înseamnă gestionarea bunurilor. Eu chiar vreau știu cum sunt, cine, când, în ce condiții și la ce preț dă acele 300.000, 200.000 de metri pătrați de spații de clădiri, le dă închirie și la ce preț. Dumneavoastră n-ați vrea știi? Eu tot vreau știu. Eu vreau știu care este volumul total al datoriilor. Cine a luat datorii? Cine a luat împrumuturi? Și care ne-a băgat pe noi, că sunt întreprinderi noastre, care ne-a băgat pe noi în datorii de miliarde de lei? Dumneavoastră știți acest lucru? Eu tot n-am știu. Deci, dacă în domeniul public, guvernul când vrea să ia un leu împrumut, trebuie să ducă la Parlament ca să-i permită să ia un leu împrumut, aici întreprinde stat, bine mersi, iau împrumuturi, se îndătorează cu miliarde de lei și absolut nimeni nu are nicio idee ce trebuie făcut.
Dar, cum am spus, aici sunt problemele. Care sunt soluțiile? La ziua de astăzi văd câteva soluții extrem de importante. Prima, interzicerea prin lege a oricărei remunerări de partea întreprinderilor funcționarilor publice. Imaginați-vă că tu lucrezi într-o instituție publică și până ce vom schimba legislația, ești delegat într-o prindere să reprezinți statul, nu Consiliul de Administrare. Dacă asta intră în atribuția ta de serviciu, pentru ce trebuie să o primești o remunerare în plus? Din ce cauză funcționară să duci la întreprindere și primești bani și după aceasta nu mai știi, el apără interesul statului sau apără interesul celor care dă bani? Aici vă dau un exemplu. Niciodată banii pe care, știți, dacă este un proces judecat, este taxa pentru taxa de stat. Taxa de stat, printre alte cât acumulează judecătorii, este cam egală cu bugetul care le-l dăm noi lor. Cineva odată spunea, dar ce să nu le dăm lor taxa de stat, cât eu de la oameni, atât să trăiască. Dacă ar fi așa ceva, Doamne ferește de justiție, toți judecătorii s-au gândit numai la taxa de stat. Nu, toți banii. Tot profitul întreprinderii, întreprinderea, proprietatea publică, trebuie să genereze profit, tot profitul vine la stat și apoi eu, tu, noi vom decide câți bani dăm lui cel care ne reprezintă. El nu trebuie să primească bani de acolo. Nu trebuie să existe legătură financiară dintre faptul că eu sunt în întreprindere și primesc bani de acolo. Eu trebuie să primesc bani de la funcție lucrez. Lucrez într-un minister, lucrez undeva la guvern. Acolo eu am funcții de serviciu, eu acolo am niște obligații și eu trebuie să mă duc la întreprindere. Asta este temporar. În mare parte, de fapt, întreprinderi de stat nu trebuie să fie gestionate politic. Ele trebuie să fie gestionate de un corp profesionist. Și așa sunt două soluții. Prima soluție este parteneriatul public-privat. Ce înseamnă lucrul acesta? Aceasta înseamnă că statul încheie contract cu o entitate privată unde dă în gestiune o întreprindere și face contract managerial. Da, eu știu că noi avem anumite experiențe negative de tot aceasta vă vorbi, dar pe scurt este în felul următor. Tu îi dai contract și spui, tu ai obligația să-mi asiguri atâta profit pe an, tu ai obligația să-mi crești atâta investiția, tu ai obligația să majorezi salariul, deci tu îi dai obligații contractuale și îl trebuie să gestioneze. Nu tu cu gestionarea, tu doar controlezi. Iar în cazul când anumite întreprinderi nu pot fi date în gestiune unei entități, trebuie să fie creat fondul de gestionare a patrimoniului public și să fie un corp de profesioniști care sunt delegați în administrarea întreprinderilor, nu cineva în funcții care în timpul liber să duci la întreprinderi și în felul acesta să obținem. Noi acum de câțiva ani de zile avem o experiență de parteneriat public-privat. Voi da doar un singur exemplu și cu asta vă finaliza. Încă o dată, repet, vă mai retrage de 10 de ori. Uitați-vă! Noi acum avem 70.000 de acum 67 de parteneriat public-privat. Aceasta ce înseamnă? Că statul, o întreprindere, o ia și dă unui privat, este evident, noi avem experiență neplăcută cu aeroportul, se discută foarte mult, că noi am reușit foarte multe cuvinte frumoase să le facem urâte, dar în realitate, decât se dau unui birocrat să-și bată joc de proprietatea mea, se dau unui birocrat care eu niciodată nu știu ce se întâmplă acolo, se dau unui birocrat care mă bagă în datorii și noi avem zeci de miliarde de lei datorii și nimeni nu știe care este aceste datorii, se dau unui birocrat care îmi devalorizează întreprinderea loc să fie acum cel puțin 100-150 de miliarde de lei, noi stăm și ne bălășim timp de 15 ani. În același nivel, eu aș vrea să dau unități private. V-am luat un singur exemplu. Am luat gările auto. Uitați-vă. Timp de din 2014 am luat sus sunt întreprinderile, toate întreprinderile publice, jos sunt gările. Era, gările erau la 0,3 și 0,21%, din PIB erau 24%. Au stat cât au stat și după ce au fost date în concesiune, după ce au fost date în parteneriat, observați deodată, este o creștere. Din ce cauză? Că li s-a pus condiții. Băieți, vreți să gestionați întreprinderea? Aveți grijă. Una, asigurați majorarea de salariu. Doi, asigurați investiții. Trei, asigurați capitalizarea companiei. Deci aceasta este, nu statul se ocupă, nu funcționarul. Atâta timp cât a dat funcționarului, ați văzut ce se întâmplă. Este prima ediție când vorbim despre acest lucru. Sper că ne vom întoarce de foarte multe ori și nu uitați, proprietatea voastră în întreprinderile publice este de 35 de miliarde de lei, ceea ce înseamnă că 10.000 de lei pentru fiecare om. Și eu și tu trebuie să mă intereseze ce se întâmplă cu proprietatea mea și din ce cauză ea se depreciază în timp, din ce cauză ea nu crește în valoare și din ce cauză loc să obținem în fiecare an sub formă de impun. Poți, ce obțin 2 miliarde de lei în plus. Sub formă de dividende, ce obțin 1 miliard și jumătate de lei. Noi nu avem lucrul acesta timp de 30 de ani. Reforma înseamnă interzicerea birocratului de a beneficia și de a avea beneficii financiare în întreprinderi de stat și nici de cum schimbarea pe a lor, pe a noastră. Deci asta este cea mai mare tragedie care poate să se întâmple la noi. Vă mulțumesc și până data viitoare.